Bună ziua! Suntem în data de 17 octombrie, miercuri, și ne-am gândit că deja e bine ca să mai facem un tratament pentru păduchi. Și vreau să vă arăt cu ce facem noi tratamentul, ultimul tratament de păduchi. Deci noi folosim Bipin pe bază de amitraz, exact ca varachetul. Deci Bipinul îl folosesc ucrainenii și rușii. Din punctul meu de vedere, dintre toate tratamentele care mai facem, cum am făcut anul acesta cu acid oxalic, acid oxalic mai bun e pentru dezinfectarea stupilor, a fagurilor, dar baza principală este Bipinul. Deci în formă de lichid, iată, am o sticlă de 2 litri și se vinde o doză pentru, exact pentru 2 litri și facem tratament. Iată cum facem noi, am aici o cutie cu o haină, le învălesc, ele deja sunt goale, noi până acum am tratat. Și ca să se păstreze cald, apa caldă, la apa o încălzim la 40 de grade și le învălim și le se păstrează apa călduță, ca să nu dăm apă rece pe albi. Iată, o să vă arătăm și cum modul de lucru și apoi o să vă faceți singuri o părere, e bine sau nu e bine. Vreau să vă spun că foarte mult se păstrează mirosul, se poate de dat și cu pe bază de vaporizare, dar în comparație cu varachetul, efectul e cu mult mai puternic. Dar, mă rog, fiecare cum gândește și cum crede. Vreau să vă arăt, ce vreau să vă mai arăt aici. Am încercat la câțiva eroi de anul acesta să iernăm cu a doua cat. Cum am făcut noi? Fiind ramele de 3 pătrimi, ne gândim că ar fi mai bine totuși să iernăm pe două caturi. Deci, cum am făcut noi? Jos ramele sunt fără albină, fără miere, absolut nimic, ramele sunt goale. Deci, familia este așezată sus. În primăvară, când el se populează plin, el singur, când deja nu o să mai aibă spațiu, se ducă jos. Avantajul mai este că nu reacționează rapid la căldura din primăvară, când este puțin soare și încă este zăpadă afară, nu o să iasă atât de repede la zbor. Deci acesta ar fi un avantaj, dar încă un lucru, deci nu le iernăm tocmai jos la sol. Deci ia uitați-vă cum facem noi. Am făcut o gaură la capac și pur și simplu luăm și fiecare interval stropim. Asta este toată lucrarea și mirosul se păstrează foarte bine, nu ți-a nici mult timp. Să zicem la 100 de familii, o oră jumate. Doi inși lucrăm. Vreau să încerc asta, să vedem cum o să iarneze așa cu familia deasupra. N-am iernat niciodată așa, dar făcând rame de 3-4, m-am gândit că este bine așa.
Astea sunt roii de anul acesta. O să vă arăt și cum, care este efectul. Am pus cartonașul cu ulei și vreau să vă mai explic ceva în legătură cu păduchii de anul ăsta, pentru că ați văzut singuri ce probleme sunt în România și Republica Moldova și la noi. Chiar ieri am fost la un prieten și m-am uitat la stupii lui și i s-au depopulat, au rămas pe 2-3 rame de albină și păduchi foarte mulți are. Și îmi dau seama că e o problemă la nivel întregii țări și vreau să vă povestesc ceva, să vă mai spun și părerea mea cu privire la păduchi. Este mai slăbut. O să vedem cum o să ierneze și un avantaj mai este că mai păstrăm și ramele de jos. Aici se păstrează bine, ele au grijă, le curăță. Și ar mai fi și zăpada. Când zăpada, dacă va fi zăpadă mare, n-ar fi o problemă pentru ele. Și uitați-vă cât de bine sunt strânși. 6 rame, dar albina este de margine în margine. Deja i-am restrâns. Mai sunt la care mai trebuie să mai luăm câte o ramă. O să vă arăt cum îi punem la iernat. În alt rămâneț. Vreau să vă spun că izolarea măcilor. Trebuie să înțelegem că ne salvează de invazie mare de păduchi. Deci dăm acum ultimul tratament când nu mai avem păduchi și o să o cotim eficient. Deci eu am ocazia ca să fac de două ori până în toamnă un tratament eficient. Primul după salcăm când nu mai am puie deloc. Și a doilea după floarea soarelui, când nu mai am puie deloc. Mulți spuneau că pentru ce să mai izolez matca, că oricum puietul o blochează pe matcă și au puiet puțin. Da, dar nu scăpăm de păduchi. Și cu părere de rău, ca să un apicultor bun care își dă seama că are păduchi, el va trebui să facă și 20 de tratamente, începând de după floarea soarelui, ca să nu aibă păduchi. Dar orice tratament trebuie să înțelegem că oricum ceva afectează albina. Nu are cum să îi pară bine când îi faci tratament. Și noi scăpăm în cele din urmă de păduchi. Dar vreau să vă spun că de păduchi am scăpat, dar urmările albinii rămân. Deci orice albină are, din pricina păduchelui, are o găurică și pe acolo lăcrimează permanent. Și așa iernează cu găurica aceea. Păduchi nu mai avem, dar albina ce-i facem? Deja altă schimb de generații nu mai avem. Asta am vrut să vă spun de izolarea măcilor. Deci problema nu este. Nu am familii puternice. Cea mai puternică este pe 7 rame. Am câțiva și pe 3 rame. Nu am familii puternice. Dar v-am spus că se datorează că măcile au fost izolate, dar vreau să schimbă
metoda, deci nu metoda aceasta de, de a izola maca. Uitați-vă, acesta este 4 rane, dar vreau să, să schimb pur și simplu la 2-3 familii, să am o familie ajutătoare și în felul acesta eu o să, o să pot să pun la iernat familie pe 6-7 rane. Mai am aici două și acuși o să vă arăt cum, care este gestația, ce păduc mai avem acum. Deja puiet nu mai avem, ar mai fi așa la câte unul, poate câteva celule de puiet. Dacă invazie nu este, nu e nicio problemă. Nu v-am ascuns nimic, v-am arătat toate familiile așa cum arată. Ce, a, familiile astea care le-am arătat aici sunt dintre cele mai slăbuțe. Dar nu, scopul meu nu este ca să vă arăt familii puternice acum. Dar albină sănătoasă, asta vreau să vă arăt. Haideți să vedem cum, care sunt urmările. Aici avem unul. Am însemnat. Deci vreau să vă mai spun, după ce dăm, a observat, după ce am dat tratamentul, mirosul se ridică sus și ele caută jos. Mă gândesc că din pricina mirosului. Și, și parcă nu mai are albină. Deci pare fără albină. Ori, ori fug de pe miere ca să se încălzească în urma tratamentului, nu, nu știu care e cauza, nu înțeleg nici eu. Ori din pricina căldurii, să vedem ce avem aici. Așa. Aici nu avem nimic până aici. Deci aici avem așa 1 2 3 4 4. Deci cartonașul a acoperit toate cele 4 rane. Așa că noi să zicem că mai sunt 2 3. Dar nu este, nu e o problemă, deci nu se merită ca să mai dăm încă o dată. Ia totuși ne uităm unde stă albina. Iată, aici mai avem un petic mic de puiet. Deci albina nu mai stă sus. Și aici un petic de puiet. S-a împrăștiat, dar nu înțeleg de ce nu mai stă pe rame sus. Așa, mergem la altul. Deci, legat de data trecută când am dat cu acid oxalic, eu folosindu-l prima dată, am, am spus că la 3 ore vom verifica și, și vom vedea ce, ce invazie avem. Și am ridicat și am văzut doar un, un păduche. Și nu înțelegem care motivul de numai un păduche. Și mă, nu trece mult timp, mă sună, după ce am pus filmulețul pe internet, mă sună cineva din, de la noi, de la, mai de la nord dincolo, și îmi spune că, mă întreabă cine ți-a spus că
păduchii vor muri la 2-3 ore. Și am zis, băi, știu că de la tratamentul cu bipin, barachet, așa este efectul. Și el mi-a explicat, băiatul, că începând de la 24 de ore, 2 zile mai departe, vedem efectul cel mai bun. Și când m-am uitat, într-adevăr, am avut 7-8 păduchi. Eu îi mulțumesc că mi-a spus că trebuia singur să aflu, cumva. Ia să vedem și aici. Deci aici avem vreo 15 probabil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dacă nu ar fi și vreo 25, 30 maxim. Dar aici mai sunt. Acum mă fac să mă gândesc că să mai fac un tratament sau nu. Ca anul acesta nu am văzut așa mult păduc. Dar mergem și la auzit. Am pus la 4. La 4. Deci aici văd 1, 2, 3, parcă mai mult nu văd. Nu, clar, că ei poate să mai fie vreo 2-3 acolo. Deci aici nu sunt. Aici au trecut deja vreo 3 ore. Poate să mai cadă unul, doi, nu știu. Dar când este invazia mare, deja știți cât sunt. Aduc aminte în anii când nu izola mărcile, când făceam un tratament de aici, când se termina puietul toamna. Fără 100 de păduchi, nu scăpai. Da, așa, unde mai avem unul? Aici mai este unul. Asta este un roi. Roi tot. Am pornit roii fără puiet, știți? Asta m-a ajutat Ia uitați, aici parcă doar unul văd. Unul, atât, mai mult nu văd. E bun. Acum stau și mă gândesc de ce acela are atâția. O să mă uit la el. Să-l verific să văd care e motivul. Dar cred că dacă o să mai dau o dată, n-o să mai avea ce cădea. Dacă nu mai este prieten. Dar iată, la unul care m-a uitat, am văzut un pietic de puiet. Cam asta am vrut să vă arăt. Eu v-am spus avantajul la măcile izolate. Dezavantajul este că e albină puțină. Dar m-am pregătit pentru la anul ca să am familie care să-i ajut. Și așa că albină puțină nu o să mai fie, se rezolvă. Important, mirea. Așa cum vă spuneam, mere să avem și albini sănătoase, că dacă e albina sănătoasă și pe 3 rame, iernează. Nu e de dorit, dar iernează.
Vă doresc numai bine și ne vedem.